Nu știu ce ați simțit de 21 decembrie. Calendarul maiaș s-a împlinit atunci, mulți, ce am văzut eu în America pe televizor, au plecat undeva în Turcia, într-un orășel, singurul oraș care va rămâne în picioare odată cu sfârșitul lumii. Mi-am sculat în 22 și ne-am văzut de viață. La început de an aș citi două texte. Primul este în 2 Petru, capitolul 3, și al doilea e un singur verset din predica Domnului Iisus Hristos de pe muntele măslinilor, Matei 24:14. 2 Petru, capitolul 3, versetul 10. Ziua Domnului va veni ca un hoț. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosne, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri care ne înfășoară așa de lesne, care sclipesc cu ochii noștri, pentru care alergăm de dimineața până seara, care ne istovesc spiritele de putere și ne lasă goi și serbezi după ce le-am adunat în mâinile noastre. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni trebuie să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu? Interesant, eram într-un loc în care foarte aproape vedeam muntele pe care în 1914 Helen White cu toți adepții ei în haine albe a urcat și să aștepte venirea Domnului. Și de atunci au fost profeții după profeții care false, bineînțeles, dovedite prin neîmplinirea lor, care vorbesc despre venirea Domnului. Un prieten s-a dus la medic cu două zile înainte de 21 decembrie și un medic pakistanez, creștin și el, l-a întrebat ce zici de 21 decembrie 2012. Și e prietenul meu, un om simplu, cu un transplant de rinichi, care își trage zile de pe o, viața de pe o zi pe alta, s-a uitat în ochii lui și a zis, știu sigur că nu va fi în 21 decembrie. Pentru că Scriptura spune că nici chiar Fiul, numai Tatăl din ceruri știe lucrul acesta. Dar ceea ce e foarte ciudat în textul nostru este că, deși nu știm ziua, nu putem profeți, putem să o grăbim și să o așteptăm. Și ăsta este elementul, cred că, care ar vrea să-l subliniez în text. Ce fel de oameni ar trebui să fim noi, așteptând și grăbind venirea lui Dumnezeu? Zi în care cerurile vor pieri, trupurile cerești se vor topi de căldura focului, dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm un cer nou și un pământ nou în care vor locui neprihănirea. De aceea, prea iubiții mei, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui fără prihană și fără vină. Să credeți că îndelunga răbdare a lui Dumnezeu este mântuire, cum v-a scris și prea iubitul nostru frate Pavel, după înțelepciunea dată lui. Ca în toate epistolele lui, când vorbește despre lucrurile acestea, în ele sunt lucruri grele de înțeles, pentru că pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc, ca pe toate celelalte scripturi, spre pieirea lor. Versetul 17. Voi, deci, prea iubiții mei frați, știind mai dinainte aceste lucruri, păziți-vă ca nu cumva să vă lăsați duși în rătăcire, să nu cumva să vă lăsați rătăciți, citiți voi pentru mine că eu nu văd pe ecran, de nelegiuire și să pieriți împreună cu ei. Și versetul 18 continuă, ci să creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Să așteptăm și să grăbim venirea zilei Domnului. Dacă îmi doresc ceva pentru anul în curs, cred că ăsta este unul din lucrurile care le-aș lua pentru viața mea. Să aștept și să grăbesc venirea zilei Domnului. Așa cum John spunea,
că nu putem programa trezirile spirituale. Toți ne-am dori și în ziua de astăzi bisericile arată ca o vale de oase. Și acea suflare a Duhului este mai necesară azi ca oricând altădată. Dar textul îmi spune ce să fac în mod concret ca să ridic pânzele acelea ca Duhul lui Dumnezeu, care e ca vântul care suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine și încotro merge. Eu pot aștepta și grăbi venirea zilei Domnului, în primul rând printr-o purtare sfântă și evlavioasă. Dragii mei, nicio trezire spirituală n-a început fără o pocăință reală. Și așa cum am auzit că ați discutat în capitolul de azi dimineață din Iosua, până când idolii sunt în viața noastră de un fel sau altul, până atunci Dumnezeu nu poate lucra, pentru că El îmi cere să-L iubesc cu toată inima mea, cu tot sufletul meu, cu tot cugetul meu și cu toată puterea mea. Dumnezeu nu mă poate primi cu o inimă împărțită. Și de aceea nu pot grăbi și nici nu mă interesează să aștept prea mult venirea zilei Domnului, care va veni cu judecată și răsplată, dacă nu am în inima mea această dorință de a trăi o viață sfântă și fără prihană. Dar textul mai spune ceva. Grăbim și așteptăm venirea zilei Domnului, silindu-ne să fim găsiți înaintea Lui fără prihană, fără vină și în pace. Fără prihană, fără vină și în pace. Să pot să mă plec, să-mi plec capul pe pernă, să mă scol dimineața, să rostesc în toată liniștea și tăcerea rugăciunea Tatăl nostru, simțind părtășia aceea cu Dumnezeu, putând să-L privesc în ochi, fără prihană, fără vină și în pace. Ce mare lucru! Dragii mei, dacă aș putea să-mi trăiesc viața în anul acesta așa, știu că Dumnezeu vrea, știu că am trimis Duhul Său Cel Sfânt să mă ajute, știu că am frați în jurul meu cu care ne putem îndemna. Nici o trezire spirituală, deși pornind de la o scânteie, observați, a fost nevoie de 1, de 2, de 3, de 5, se adune la oaltă și să lase pe Duhul lui Dumnezeu să miște lucrurile. Dar mai este ceva pe care pot să-l fac ca să ridic pânzele înaintea vântului Duhului Sfânt, păzindu-mă să nu fiu înșelat de răstălmăcitorii de Scripturi. Ca în fiecare început de an sunt o mulțime de predici de astea profetice pentru anul 2010, 2011, 2012, 2013. Curios și eu, fiind în Statele Unite, am intrat, nici n-a trebuit să intru, un prieten mi-a trimis un link și am ascultat o predică. Predica de început de an. Dragii mei, este fascinant, stai un ceas și asculți tot felul de lucruri și legături incredibile. Tema predicii a fost zicala lui Samson. Din cel ce mănâncă, a ieșit ce se mănâncă. Și pe această zicală, dragii mei, a fost construită o întreagă teologie a lucrării lui Dumnezeu de-a lungul istoriei și în vremurile noastre. Interesant de ascultat. Dar când asculți astfel de lucruri care te captivează, uită-te la felul în care se tălmăcește Scriptura. Cum se citesc textele, cum se scot din context. De aceste lucruri ne avertizează textul din Petru. Nu doar scrie lui Pavel, ci și ale lui Ioan și a întregii Scripturi sunt răstălmăcite de multe ori atunci când scoatem textele din context și le combinăm ca să ne iasă teologia care ne convine. Dar textul nu se oprește nici măcar aici, ci spune: creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Dacă eu aș putea, în anul care stă înaintea mea, să fac doar lucrurile acestea, nu știu când va veni El. Nici nu mă hazardez niciodată să mă gândesc la prognoze, dar știu din Scripturi că pot aștepta și pot grăbi venirea Lui. Dragii mei, cum să nu aștepți și să nu grăbești venirea Lui când cerurile acestea și pământul vechi, plin de păcat și corupt, va arde și noi vom moșteni ceruri și un pământ nou în care va domni neprihănirea? Cât n-aș dori să fiu într-un loc. Am plecat dintr-un loc frumos în California, 30 de grade, umbli în cămașă, în plină iarnă, poți să intri în ocean.
Este superb. Abia am așteptat să vin acasă, dragii mei. Nu mi-a părut rău nici 5 minute că las acolo asfaltul și ordinea și toate lucrurile. Pentru că există ceva. Azi dimineață când am intrat în adunare, abia m-am stăpânit lacrimile. Este biserica, este lucrarea lui Dumnezeu. Sunteți voi, sunt relațiile dintre noi pe care în altă parte poate nu le găsești. Dar cum ar fi să dăm mână cu mână și să grăbim venirea Domnului printr-o purtare sfântă și evlavioasă, silindu-ne să fim găsiți fără vină, în neprihănire și în pace, păzindu-ne să nu fim duși în rătăcire de oamenii care nu știu să facă altceva în lumea noastră și crescând în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Nu știu ce planuri v-ați făcut pentru anul nou. Nu de mult am trecut prin epistola către Efeseni și autorul epistolei a creat un moment de bilanț. Și în bilanțul lui era foarte amărât pentru bisericile care se îndepărtau de Domnul Iisus să se întoarcă înapoi la Moise ca să scape de prigoană și temniță. Nu știu ce va duce anul peste noi, dar dacă nu vom crește în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru, dragii mei, nu vom putea rămâne în picioare. E prea mare atracția lumii acestea deșerte care va arde cu trosnet. E prea mare minciuna diavolului din jurul nostru. Deci, în primul rând, ăsta este un aspect care mi l-aș lega de inimă în anul care stă înaintea noastră. Dați-mi voie să citesc un singur verset din predica Domnului Iisus de pe Muntele Măslinilor, versetul 14. Un text extrem de răstălmăcit, pentru că ucenicii, urcând Muntele Măslinilor și văzând cum soarele bate pe zidurile albe ale cetății Ierusalim, s-au întors la Domnul Iisus și au zis: Doamne, ce ziduri, ce pietre! Și Domnul Iisus le spune: adevărat, adevărat vă spun că nu va rămâne piatră pe piatră care să nu fie dărâmate. Ucenicii tac, urcă povărnișul Muntelui Măslinilor, se opresc, se așează, se întorc cu fața spre Ierusalim și pun două întrebări pe care ei nu știu să le desfacă una de cealaltă. Prima întrebare: când se vor întâmpla aceste lucruri? Doamne, când nu va rămâne piatră pe piatră din tot ce vedem noi cu ochii noștri astăzi? Și îi leagă de primul eveniment un al doilea: și care va fi semnul venirii tale? Domnul Iisus Hristos sesizează cele două întrebări adunate la oaltă și El le desface și ce face se mișcă între ele în permanență. Și această mișcare a Domnului Iisus între cele două momente din istorie, primul urma să vină la câțiva ani după înălțarea sa la cer, în anul 70 s-a împlinit lucrul acesta, în anul 135 a fost arat Ierusalimul și transformat într-o cetate păgâne și iudeii expulzați din țară. Dar pentru ei a fost sfârșitul lor ca națiune, scoaterea lor din isprăvnicie. În schimb, ziua venirii Fiului Omului este mult mai încolo, așteptăm și noi și am vrea să o grăbim, dacă se poate, în anul acesta. Există un singur verset care vorbește despre când anume se va întâmpla lucrul acesta, versetul 14. Războaiele, veștile de războaie și toate celelalte, foame, de ciumă, dragii mei, asta este contextul în care istoria se desfășoară din pricina păcatelor noastre. Dar există un atunci în versetul acesta, atunci va veni sfârșitul. Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. M-am bucurat să o văd pe Ada. Ei Dumnezeu i-a pus pe inimă să meargă undeva într-un trip care încă n-are Scriptura și să încerce să pună Scriptura, să împlinească versetul acesta. În baza acestui verset s-a adunat toată societatea Wycliffe și dorința lor este să vadă Scriptura în mâinile oamenilor în toată lumea. Dar nu sunt foarte multe Ada Vulture în biserica noastră. Nu ne-a cuprins pe foarte mulți dorul să ne lăsăm casă-masă și să plecăm undeva prin Etiopia sau știu eu pe unde, prin Africa, în niște triburi care nu cunosc și n-au încă Evanghelia. Cu toate acestea, propovăduirea acestei Evanghelii ne-a fost încredințată fiecăruia dintre noi. Acolo în cercul în care mă mișc eu,
sunt oameni păgâni și necunoscători de Dumnezeu. Dragii mei, nu cu mulți ani în urmă, am fost în țara Galilor și familia la care am stat avea un mic business și duceau laptele și lăsau la ușile oamenilor. Mergeau vreo 40-50 de mile dus întors și lăsau din casă în casă laptele. Eram obosit, tocmai ajunsesem acolo și m-am dus cu el să nu meargă singur. Și pe drum mi-a arătat bisericuțe care s-au clădit din aceeași piatră neagră de granit în jurul anului 1904, într-o altă trezire spirituală în țara Galilor. Și pe majoritatea dintre ei erau bârne pe ferestre și pe uși, complet închise. A fost o vreme de trezire spirituală în care țara aceea s-a prins pentru Domnul, dar focul cum se aprinde, la fel de repede se stinge dacă nimeni nu pune pe el combustibilul. Și eu cred că Dumnezeu ne cheamă ca în pustiul acela din jurul nostru, în familia ta, în orașul tău, în clasa ta, la locul tău de muncă, cine va duce Evanghelia? Cine va împlini acest verset? Cine va grăbi venirea zilei Domnului dacă nu o fac eu și nu o faci tu? Dragii mei, cele două texte se leagă împreună. N-are rost să-mi deschid cuvântul dacă n-am împlinit mai întâi ce mi-a spus Petru. Dacă nu sunt înaintea lui Dumnezeu fără prihană, fără vină și neprihănire. Dacă cuvântul și Evanghelia n-a lucrat mai întâi în viața mea, dacă n-a transformat familia mea, dacă n-am luat în serios provocarea lui Tavi de azi dimineață, când ne-a provocat să spunem cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Dragii mei, mai mult decât banii și mai mult decât lucrurile materiale pe care le putem aduna, care ne-au inundat și pe noi, nu doar Irlanda de Nord, pruncii noștri e singura valoare eternă. Pentru ei se merită să luptăm, să ne rugăm. Pentru ei se merită să punem timp deoparte, să găsim mijloace, soluții pentru a-i vedea apropiindu-se de Dumnezeu. Eu cred că de acolo trebuie să plece, din Ierusalimul nostru, frământarea aceasta de a împlini, de a vedea Evanghelia cuprinzând fiecare colț din postata, din tarlaua pe care Dumnezeu m-a așezat ca să lucrez. Să aștept și să grăbesc venirea Domnului, implicându-mă în lărgirea împărăției Lui, acolo unde Dumnezeu m-a așezat. Dacă l-aș lua în serios pe Dumnezeu, mă uit în ochii lui Silviu și știu, săracul de el, cât aleargă pentru pâinea de fiecare zi, să-și plătească chitanțele și nu-i singurul. Cred că suntem o mulțime ca și el. Ne gândim la fiecare bănuț și nu știm exact ce o să facem luna care vine. Dar dacă l-am luat în serios pe Dumnezeu, nu ne-a promis Domnul Iisus Hristos că ne va da pâinea și îmbrăcămintea pe deasupra dacă vom căuta mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui? Spuneți-mi, de ce ne-a cuprins inima îndoiala că vom avea ce mânca și mâine? Psalmistul spune, am fost tânăr și am îmbătrânit, n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe copiii lui cerșindu-și pâinea. N-ar trebui să mă scol primul gând în fiecare dimineață și să zic, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Asta ar însemna să se împlinească în mine încetişor tot ce am citit în Petru. Și în felul acesta, dragii mei, tu și cu mine și noi împreună, nu doar vom aștepta venirea împărăției, ci vom grăbi venirea împărăției lui Dumnezeu și e treaba lui să hotărească ziua. Atunci când Domnul Iisus s-a înălțat la cer, a dat o singură poruncă ucenicilor Săi. Rămâneți în Ierusalim. Asta a fost singura poruncă. Dragii mei, indiferent cât ar fi strigat, indiferent cât s-ar fi rugat, n-ar fi putut nici întârzia, nici grăbi, nici cu un ceas revărsarea Duhului Sfânt. Asta a fost hotărâtă de Dumnezeu. Dar ce-au făcut ei în zilele acelea? Și-au înălțat pânzele. Și când Duhul a început să sufle, 3.000 de oameni s-au convertit într-o singură zi. 3.000 de oameni. N-au avut frică să deschidă ușile încuiate, să coboare în cetate. Și eu cred că lucrul acesta ar trebui să-l dorim în anul care stă înaintea noastră. Domnul Iisus o singură poruncă a dat ucenicilor Săi
Ei au fost interesați de vremuri și soroace. El a zis, nu-i treaba voastră. Tatăl a păstrat sub stăpânirea sa. Treaba voastră este să primiți această suflare a Duhului Sfânt și să înfiți martori din Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Înainte de a porni spre cer, Domnul Iisus s-a uitat în ochii ucenicilor și o singură poruncă le-a dat. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Ducându-vă, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Dragii mei, n-ar trebui să mă preocupe și pe mine lucrul acesta, începând pentru pruncii și nepoții mei și lărgind cercul la cei din jurul meu? Tocmai terminăm cartea Iosua. Și am văzut că așa cum ei au avut de cucerit o țară, noi avem de cucerit o țară. Și țara începe totdeauna cu inima mea, cu inima soției mele, a copiilor mei, a vecinilor mei, a colegilor mei. Și dacă preocuparea asta este pe inima mea, sigur este și pe inima lui Dumnezeu. Și când omul și Dumnezeu lucrează împreună, se pot întâmpla minuni. Dragii mei, nicio trezire spirituală n-a venit cu mare tam-tam. A plecat de la o femeie, a plecat de la două bătrâne, a plecat de la foarte puțin, dar foarte consistent și sistematic. Țara în care m-a așezat Dumnezeu, oare sunt dispus ca alături de El să o cuceresc? Azi noapte am avut un vis foarte ciudat. M-am și trezit la ora 4 și n-am vrut să adorm ca să nu-l pierd. De obicei, sâmbetele, eu visesc cu biserica. Nu știu exact, n-am fost în biserica din Iris, am fost într-o altă biserică. Trebuia să vorbesc, aveam pagini peste pagini pregătite. Nu știam ce să spun, transpiram tot. Și înaintea mea a vorbit Don Carson. Cei care ați mai citit teologie, ați auzit de numele lui, este un om ilustru. Am zis, wow! Dar eu uitasem că a fost acolo și nu vine ca precedentă și acum a venit la răspuns la două întrebări și a plecat. Și a trebuit să mă ridic eu. Și Duhul Dumnezeu mi-a dat. Un singur lucru. E vreme de război. Vin din California, m-am uitat la fiul meu, la nora mea, m-am uitat la cei din jur, la creștini de acolo, biserica de acolo. Dragii mei, este o tihnă și o pace de zici că atât tot că se mai împușcă și se mai omoară prin școli și mai tresare America și se zbate și caută soluția tot în altă parte. Dar cred că materialismul acesta care începe să cuprindă și inima noastră ne face să lâncezim într-un fel, să ne relaxăm, să lăsăm garda jos. Ori gândiți-vă dacă ai călcat pe urmele Domnului Iisus, Fiul lui Dumnezeu s-a arătat să nimicească lucrurile diavolului. Și noi nu numai că suntem în vreme de război baricadați ca să ne apărăm, ci trebuie să fim la porțile locuinței morților. Noi suntem în atac. Domnul Iisus a venit să cucerească planeta aceasta. Altfel se putea baricada în cerul lui să ne lase în păcatele noastre. Și nouă ne spune că nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci sunt mult mai mult decât oameni răi în jurul nostru, sunt domnii și stăpâniri care ne înconjoară și ne încolțesc de toate părțile. Sunt duhurile răutății care încearcă să sufle în pânzele bărcii noastre, să ne împingă în direcția morții. Este vreme de război, dragii mei, și într-o vreme de război abia aștept să deschidă cerul. Să văd capul acela alb. Și pe Domnul Iisus în haina muiată în sânge. Și oștile din cer urmându-l călări pe cai albi. Abia aștept. Dar pentru asta nu uitați. Hainele trebuie păstrate curate.
Și textul din Petru, asta ne învață. Hainele curate sunt poate cea mai mare atracție a omului păcătos la Hristos. Dacă am avea altceva decât au ei, ar da buluc între noi. Ar da buluc între noi. Dragii mei, cu ani în urmă, ne-am uitat în jur, ne-am numărat locurile din biserică și am zis, n-avem bani și nu-i vreme de clădit clădiri. Dar asta nu ne poate împiedica să ajungem până la marginile pământului. Dacă tu și cu mine și fiecare dintre noi luăm puținul care ni l-a pus Dumnezeu în mână și îl punem în mâinile Domnului Iisus Hristos. Nu puținul meu contează, ci contează puterea Lui de ale mulții. Întrebarea este doar dacă am timp să mă gândesc la așa ceva. Dacă în anul acesta aș putea să las în mâna Lui pâinea și îmbrăcămintea și să-mi iau în mâinile mele responsabilitatea mea. Dacă nimic altceva, să trag de funii și să ridic pânzele, ca vântul Duhului să sufle în ele. Nu știu cât va îngădui Dumnezeu să continui istoria. Poate vine la noapte, poate vine în 2013. Dar ceea ce știu, dragii mei, este că El ne-a lăsat aici cu un scop. Și scopul acesta nu-l poți împinge pe umerii altora. Trebuie să te încarci tu cu ele, pe umerii tăi, pe umerii mei, a pus El efodul preoției. Și pe tine și pe mine mă cheamă să-i dau puținul meu, să pun în negoț acel singur talent care l-am. Veniți să ne ridicăm, să ne rugăm. Doamne, aș vrea să strig împreună cu toată adunarea, Maranata! Chiar dacă nu știm când, Doamne, ne spune Scriptura clar că putem aștepta și te rog să ne ierți pentru neașteptarea din inima noastră, pentru prea multă odihnă și bunăstare și bucurie și probabil liniște și pace în cele materiale pe care ni le-ai dat și ne-ai binecuvântat cu ele. Sau prea multă teamă și îndoială și tremură în inima noastră pentru lipsa lor, gândindu-ne că nu o să avem ce mânca și cu ce ne vom, ce ne îmbrăca. Doamne, dă-ne ochi să vedem vrăbile din jur și crinii de pe câmp, dacă aduci primăvara. Și dă-ne curajul, Doamne drag, să nu uităm că suntem aici cu un scop. Și dacă o singură femeie în Anglia, în 1800 și ceva, și câțiva tineri au putut porni acea avalanșă a cerului care se întoarcă sute de mii de oameni. Doamne, binevoiește și găsește și între noi cel puțin unul sau doi sau cinci. Și împlinește-ți, te rog, planurile și vom binecuvânta numele Tău. Amin. 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 Veniți să ne așezăm.